Oleksentsov e un om nevinovat ținut în arest de mai mult de 4 ani. Din 14 mai anul acesta a început greva foamei. El cere autorităților ruse eliberarea a aproximativ 70 de ucraineni ținuți în închisorile din Rusia și din Crimea, sub acuzații motivate politic, după ocuparea Crimeei de către Rusia. El nu cere eliberarea sa. Oleksentsov a decis să facă această chemare radicală în speranța că vocea sa e auzită și că lumea înțelege valorile onoarei, adevărului, libertății și democrației. El crede în supremația legii și a valorilor în fața forței brute și a înșelăciunii. Asta face din el un prizonier de conștiință. Astăzi este a 127-a zi de greva a foamei a lui Sentsov. Sănătatea lui e fragilă și viața îi este în pericol. Sprijinindu-l pe Oleksentsov, rămânem atașați propriile noastre convingeri în principiile universale ale democrației, drepturilor omului, statului de drept și libertății de conștiință. Libertatea de conștiință e cel mai rău coșmar al tuturor dictatorilor și regimurilor autoritariste, pentru că îi oprește din a controla popoarele. E o foarte puternică și uneori singura armă care li se opune. Nu trebuie să lăsăm ca libertatea și speranța să moară în tăcere. Domnul Sentsov ar fi primul laureat european al premiului Saharov în ultimii 10 ani, de la Memorial în 2009, și primul laureat al acestui premiu din Ucraina.